Venit rândul și lui Paul și a Roxanei să vorbească cu socrii. Mi-a plăcut foarte mult discuția cu familia. Am observat-o și cred că mama lui Paul era extrem de emoționată pentru că răspundea scurt și la obiecte și nu se lungea în discuție. În schimb, mama Roxanei a fost mult mai degajată și chiar i-a vorbit destul de deschis lui Paul. Mi-a plăcut ce au spus mamele. Deci până acum mi-au plăcut toate discuțiile cu părinții, toate au fost încurajatoare, toți au considerat că partenerii pe care i-au ales copiilor sunt cei potriviți și că ar forma o familie frumoasă. Toată lumea se bucură pentru toată lumea. Ce să zic? Când vezi așa, zici, Doamne ajută, nu știu, din suflet îmi doresc să le fie bine și mă gândesc că părinții, până la urmă, sunt principalii oameni în viața asta care îți vor binele și care știu de ce ai tu nevoie și ce ți-ar fi potrivit în viață. Până acum doar cuvinte de laudă am auzit.